Vino aici. Hai să-ți arăt nouul nostru prieten. Arici? Un arici. O, ăsta înceapă. Avem aici un arici. Nu te înțeapă, tati, și o să-ți arăt imediat. Adică are acelea de pe spate. Stai aici, o să deschidem. Avem aici un arici pogonici. Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi facem un video mai special pentru că avem... Ăsta înceapă. Înțeapă, tati, dar o să-ți arăt imediat că și ariciul poți să-l ieși și să-l manevrezi imediat. Ăsta tăiește? Ok, au. Are vreo două ace mai ascuțite, restul... Tati, trăiește, tati. Au, chiar... Băi, dar când l-am adus mai devreme, nu înțepa atât de tare. S-a... Înțepos! Înțepos! Hai că mami l-a văzut, acum te-am așteptat și pe tine ca să ți-l arăt. Și să facem un videoclip cu el, să-l prezentăm aici la public, pentru că e un animal foarte deosebit și un animal de care foarte mult se tem, sau mai exact oamenii de la țară, au proasta impresie că aceste animale sunt dăunătoare și că fac rău. Mai pleacă, a venit și cățelele acum, mai vezi că o să vă înțepe la bot acum, da? Bun. Stați așa, deci după cum spuneam, oamenii de la țară în general au o proastă impresie că aricii omoară animalele din gospodărie. Nu. Ariciu ba chiar ajută prin gospodărie pentru că te scapă de insecte, de melci, mănâncă râme, e un insectivor înrăit, mai mănâncă ouă de păsări mici sau ce poate să găsească, mănâncă șerpi, broaște, melci. Da, și avem aici două individe care nu mă lasă în pace de fiecare dată când filmez. Ok? Dați-vă la o parte, deci nu pot să filmez de ele, că se bagă în cadru și Mico să le înțepe dacă se bagă cu botul acolo. O să încerc să îl iau, să vi-l arăt mai bine și pe partea cealaltă. Are mii de ace, nu știu dacă are chiar 1000 sau câte are, că n-am idee, n-am numărat niciodată. Ideea este că ariciul este un animal foarte bun și nu este un animal dăunător, nu este un animal agresiv. În schimb, poate purta rabie, da. Ăsta vezi că tagi. Nu trage, nu aruncă țepi, tati, uite, poți să pui mânuța așa pe el, deci poți să pui fără nicio grijă. Te înțeapă așa puțin pe el, dar e suportabilă durerea, adică e foarte încet, te înțeapă, știi? Uite, o să-l iau în mână, o să încerc să-l întorc, se va face bilă, se va face ghem, să vedeți și burtica lui, cât este de simpatic. Ia uitați-l, așa, ca, stați așa, ca să găsesc lumina mai bună. Ia uitați-vă aici, ăsta este un arici, cred că e o femelă, dacă nu mă înșel, parcă-i văd și țuțucile. Cred că este o femelă, nu știu 100%, nu mă pricep la sexul aricilor. Am găsit de-a lungul anului foarte mulți arici. Pe acest arici pot să zic că l-am salvat, deoarece l-am găsit în mijlocul drumului și urma a fi omorât de către... Au, m-a înțepat la degetul ăsta, urma a fi omorât de către o vecină, pentru că la noi aici oamenii omoară arici, șerpi și multe alte animale, ca peste tot cel mai probabil, pentru că au impresia că fac rău, că le mănâncă pui și alte lucruri, ceea ce nu prea este adevărat. Mănâncă șerpi, mănâncă șoareci, mănâncă șobolani, atacă și șobolanul, nu se înțeleg absolut deloc cu șerpi, deci acești minunați țepoși mănâncă șerpișori, chiar și un șarpe mare nu se sfiește să-l atace. Pe burtică este moale. Cel mai ușor punct pentru ei când sunt atacați, dacă e să fie atacați, e pe burtică, pentru că e moale. Nu știu dacă e mascul sau femelă, nu mă pricep foarte bine cum să-mi dau seama de sex. Au o codiță foarte mică, aici dacă se poate observa, asta e codița. Asta e codița, acestea sunt piciorușele. Arici se transformă într-o bilă, așa un ghem se strânge când se simte amenințat sau când este teamă de ceva. Are niște ace foarte, foarte dese, super ascuțite, dar eu, bine, dacă apeși tare, o să te înțepe tare, chiar ăsta are niște foarte ascuțiți, am mai găsit unii loviți de mașină și erau cu țepii super călcați, super striviți. Lângă acesta, la câțiva metri, mai erau încă doi morți, de două ori mai mari. Acesta ar părea să fie unul mai tânăr, să nu fie chiar un exemplar matur, nu-mi pot da seama sigur. Oricum, ei ajung la o greutate până la 1 kg, 1,2 kg, între 800 de grame din ce știu și până într-un kilogram și puțin. Nasc pui vii, acum în perioada asta, gen vara, se înmulțesc, nasc pui vii, doar că puișorii sunt foarte micuți, sunt rozalii, la fel ca și la iepurași, se nasc gen fără ochi, primele zile de viață
sunt foarte foarte mici, sunt mai albicioși, alb rozaliu, așa pot să zic. Uitați-vă ce gheruțe are, are niște gheruțe foarte mari pentru că aricii se apă foarte bine. Acest arici a fost aruncat în, adică aruncat, pur și simplu era în mijlocul străzii, mi-a spus o vecină că l-a găsit în gard și l-a dat acolo în stradă. Nu au vrut să-l omoare, dar mai sunt la mine prin zonă pe aici persoane care omoară și șerpi și arici pentru că se tem de ei și pentru că au impresia că le mănâncă puii, că le atacă găinile și așa mai departe, ceea ce nu este adevărat. Deci hrana lor se bazează în principal pe insecte, rozătoare. Furnici mai puțin, tati, nu prea mănâncă. Mănâncă melci, să știi, mănâncă râme, mănâncă gândaci, orice insect ar putea să prindă, șoarece, șerpișori, ouă, dacă ar găsi un cuibar cu ouă, cel mai probabil poate mănâncă ouăle 100%, dar să atace găinile în niciun caz, nu atacă păsările, n-are cum. Dar v-am spus, mănâncă carne, deci este omnivor. În principal, să zic așa, insectivor, omnivor, mănâncă carne, nu mănâncă, ia uite, încerc să îl ridic puțin să-l vedeți, foarte simpatic, are un botic așa, nu l-am mortat, doar îi ridic, e destul de periculos pentru că pot purta rabie, pot, dacă se simt amenințați mai tare, pot mușca, punctul lor sensibil, după cum am spus, este pe burtică. Asta cred că e un exemplar aproape matur. Ia uite, deci e foarte simpatic. Are niște țepi așa puțin închiși la suprafață și la bază sunt albicioși. Nu-l păstrăm, tati. Deși sunt oameni care au animale de companie arici, în principal arici albi sau galbeni, sunt pe mai multe culori, dar ei albinos destul de rari. De obicei în pet shop se găsesc sau așa sunt crescuți de oameni. Da, tati, o avem aici și pe Mirunica, care și ea se uită la noi, e curioasă. Miru? Ce are tati aici? Miruna? Da? Ok, după cum spuneam, așa s-a lungit. Deci are aici codița, piciorușele scurte, deci efectiv este o întreagă protecție. Ba merge, tati, dar acum fiind speriat, eu l-am găsit mai devreme, deci... am fost până undeva la un vecin și l-am găsit în mijlocul drumului și era vecin acolo, mi-a spus că l-a găsit în gar și l-a dat în stradă. Mi se pare că, nu știu dacă are o rană acolo sau mi se pare mie undeva prin zona aceasta, dar nu cred că are nimic, pare intact. Nu-mi dau seama sincer dacă e mascul sau femelă, posibil să fie mascul, nu știu dacă astea sunt ouțele lui, nu mă pricep, aici nu pot să zic prea multe, deci nu sunt expert în ei, dar știu doar că sunt inofensivi. Deci singurul lor singura lor protecție e faptul că au țepi și te înțeapă în cazul în care vrei să-l atași sau să-l mănânce vreun câine, vreo pisică, vreun prădător. Și a doua mare problemă e faptul că pot fi purtători de rabie. Deci dacă te mușcă pot fi purtători de rabie. Uitați, boticul, stai așa că nu reușesc să vedeți boticul, să-i vedeți și ochișorii. Are niște ochișori foarte mici, efectiv sunt aproape ca și inexistenți, nu știu. Uite ochișorii, uite un ochișor. Asta e, are probleme la ochișorul ăsta? Sau mi se pare mie? E cumva chior de un ochi? Cred că e chior din ochi. Deci ar fi sfârșit, nu, sau l-are închis, nu-mi dau seama. Cred că îi ține închis și îi deschide, efectiv, da, se retrage el. Abia se văd ochișorii, tati, vezi? Mai ai vreo întrebare despre el? Ia spune. Arici cel mai mult tracuțepi. Tracuțepi? În desene tracuțepi. Aici nu tracuțepi. Uite, te rog frumos să pui mâna pe el așa încet. Uite, îl mângâi așa. Doar mângâi. Ai pus, așa. Pune toată palma. Pune așa palma și ai să vezi. Apasă. Apasă încet, încet, fără frică. Înțeapă puțin, vezi? Mai e câte unul foarte ascuțit. Vezi? Dar sunt inofensivi, deci lăsați-i în pace. Dacă vreți sau vedeți vreun arici prin curte pe la voi sau în grădină, lăsați-l în pace că nu o să vă strice legumele, nu o să vă atace cultura, nu o să vină să vă mănânce găinile sau pisicile sau altceva. Pur și simplu eu să prindă șoarecii sau șerpii, dacă nu vă plac șerpii, deși aceia la fel sunt inofensivi pentru că șarpele are un rol foarte bun pe lângă casă, prinde rozătoare, șarpele vă scapă de șoricei în principal. Deci animalele acestea pot fi
inofensive, doar că trebuie mare grijă cu ele, cum le manevrați, să nu vă înțepați. Și le puteți lăsa libere dacă vrei, nu știu, să spui că nu-l mai ai la tine în curte, poți să-l iei și să-l duci departe, îl lași pe câmp, îl lași în pădure în principal, mai degrabă în pădure decât în câmp, pentru că în pădure poate să găsească și umbră, are mai multă hrană, găsește poate și apă, un râuleț, ceva. Ideea este că ei acum au început să vină din câmp, din păduriși, din liziere și vin la case, cel puțin eu stau aici la marginea câmpului, mai sunt 150 de metri și e direct câmpul și au început să vină. Și v-am spus, acolo mai sunt încă doi morți care au fost uciși de către vecini. Nu neapărat că poate le-au făcut sau nu ceva, dar lumea se teme de ei și nu știe lucrul acesta, că sunt... Da, tati? Adică le sunt și mai ascuțit ce ei atrag. Da, uite, văd aici unul alb, doi albi, are și câțiva albi complet. Deci, uite, vezi, pot să-l iau în mână, dar încet. Cred că primul alici l-am găsit pe la vreo 90 ani, la mine pe stradă, în oraș. Ia, uite-l, tati, vezi? Asta este, stai așa, să încerc să-i filmez ochișorii mai bine, dar nu reușesc. Este inofensiv. O să-l ducem puțin mai departe, într-o zonă unde nu poate să ajungă atât de repede la case, deși posibil la un moment dat să tragă iar către această zonă, pentru că mulți se retrag la case, ca și șoareci care vin de pe câmp de obicei iarna, pentru că știu că pot găsi și hrană și apă și se simt mult mai bine în zona aceasta decât în câmp, unde în momentul de față este pur și simplu secetă, e uscat complet, nu mai e apă pe pământ, plantele se usucă și na. De asta și el se retrage în această direcție. Încerc să-mi dau seama sincer de sexul lor, care este priceput, dacă știți 100% dacă e femeie sau mascul, că nu-mi pot da seama. Au. Cu o mână e foarte greu să-l manevrez, dar cu două tu și ce ușor îl iau? Da. Cu alte ce pe ascuțiți. Au. Deci... ce pe ascuțiți, ce-i atat? Da, ia uite, cu două mâini îl iau imediat. Deci cu două mâini pot să-l iau foarte ușor, să-l vedeți așa mai bine. Deci, observați? Da, dacă îl las pe spate o să stea așa ghem. Ia uite-l. Zici că stă într-un pătuț. Da, e un animal inofensiv. Deci nu știu dacă e femelă sau mascul. Îmi par a fi astea ouțele, sincer, dar în același timp... pare a fi fetiță, femelă, nu știu, pentru că îi văd și gurgui, țățulicile. Da. Pare destul de sănătos, nu pare că ar avea ceva, nu e afectat, deci, da. O să, ce ai făcut, Nicola? Așa ai desfăcut aia. O să-l punem înapoi în aceea și o să mergem amândoi acum și o să le liberăm, da, tati? Și o să-ți iară și pe ceilalți doi morți, pentru că, na, ca să vedeți, cam asta e realitatea. De ce, vrei să-l păstrezi? Da. Nu-l putem păstra pentru că e un animal sălbatic. Sunt arici pe care poți să-i cumperi cu acte ca și animal de companie. Chiar și Alex avea un arici albino pe care l-a primit donație. Era o femelă oarbă de un ochi parcă. Avea pe pereche chiar la un moment dat. Ideea este că, nu știu, n-aș ține că e greu de manevrat. Un sclipici ai pe mână. Bun, hai să mergem să ducem ariciul. Uite, Nicolas, aici mai erau doi, uite, vezi, mai sunt încă doi care sunt deja umflați, unu, doi, foarte mari, ăștia sunt maturi 100%, deja sunt umflați miros, da, nu-mi place că vară lucrul ăsta, dar ca să înțelegeți, deci mai sunt doi aici și o să mergem să-l ducem undeva în câmp mai departe, într-o zonă și de copaci, ca să poată să aibă și umbră și tot ce trebuie. Mergem la câteva sute de metri de case, să-l ducem cât mai departe. Deci nu este nevoie să-l ții în casă, pentru că ți-ar fi greu și cu hrana. Bine că poți să-i dai mâncare, să le mai dai din când în când și ceva fructe, mănâncă, dar cel mai bine le este în libertate. Deci mai ales fiind un animal sălbatic, nu trebuie ținut în captivitate. Dacă vreți un animal de genul, căutați unul cu acte, pui... și așa îl ține și blând, nu o să vă muște, nu o să fie purtător de boli, dar aceștia sălbatici
se pot întâmpla multe cu ei. Deci căței, ia uite acolo o gașcă de căței. Trei culori, cunosc pe lume. Trei colorați. Da. Deci aricii încep să vină din câmp, pentru că e uscat și nu mai au tot ce le trebuie. Uite, efectiv porumbul e, hai să zicem că aici mai e cât de cât. Dar sunt zone unde pur și simplu se usucă, nu are apă, este secetă. Toate animalele sălbatice din zona câmpului încep să tragă către periferiile satelor, orașelor, pentru că nu au tot ce le trebuie. La fel și urși. De ce coboară urșii din zona montană? Nu mai hrăniți urșii, lăsați-i dacă coboară, pentru că își caută hrană, dar dacă îi hrăniți, din cauza celor persoane care hrănesc urșii, aceștia încep după să atace și să se apropie din ce în ce mai mult, știind că oamenii le vor da mâncare, în cazul în care nu le dau mâncare, pur și simplu ei se repet asupra omului, doar să-i fure geanta sau sacoșa sau să cotrobăie prin mașină, instinctiv să supraviețuiască și să mănânce. Și din cauza asta se întâmplă nenorociri și după care animalul acela ajunge omorât, pentru că zice că a fost vina lui. Dar de fapt e vina prostului de om care nu știe să stea cu minte și vrea el să facă selfie cu ursul. Vezi, ursul pleacă, că ursul nu e animal ca o pisicuță. Da. Să mergem, cred că mai pe aici ai de ajuns, că de aici încep și ceva copaci, plus că sunt și viile. Și la vie mai e și câte un șoricel, are să mănânce. Mai sunt insecte foarte multe. O să-l lăsăm pe aici, Nicolas, undeva prin partea asta. Sperăm să nu mai revină către case, deși, na, nici nu vreau să-l duc în mijlocul câmpului și nici nu o să mă duc acum la pădure, că nu am timp. Dar hai să-l lăsăm pe aici. Vino aici, tati. Ok. O să eliberăm acum ariciul. Haide, mister. Coboară. Gata. Așa. Da, Nicolas vrea să-l ținem. Nu-l ținem, tati, ți-am zis. Avem destule animale, ăsta nu e un animal de ținut în casă, pentru că nu se poate. E un animal cu minte care trebuie să trăiască în natură, da? Asta cine aruncă oamenii? Oamenii aruncă toate mizeriile astea. De fapt, pot să nu-i numesc oameni, pot să-i numesc, nici nu știu, nici animale n-aș putea să-i numesc, că sunt mai răi decât animalele cei care fac lucruri de genul, dar hai să vă mai arăt încă o dată. Au, ce m-a înțepat! A, mi-a rămas vârful, deci dacă pui doar așa pe câte unul, e o suprafață mică și țintă exact vârful. Dar dacă îl cuprinzi cu toată palma, fiind foarte multe și dese, se duce greutatea lui pe o suprafață mai mare în palma ta și nu te mai țeapă. Da. Să te întorc așa încet. Da, are niște piciorușe mici. Bun, gata, te las aici. Sper să nu te mai întorci. Să ai grijă de tine, că altfel cu siguranță nu știu câte șanse mai ai. Iarba mare pe aici. Uitați-vă cât e de uscat. Câmpul e uscat. Arată destul de bine, dar e uscat. N-a mai plouat de vreo 2-3 săptămâni și atunci când a plouat în urmă cu câteva săptămâni, dacă a plouat 15-20 de minute, dacă nu plouă în următoarea perioadă, măcar câteva ore, torențial, cum trebuie să sugă pământul, deja oricum cel puțin jumătate din culturi sunt compromise. Arată frumos dacă ne uităm așa. Arată, zici că e verde, este verde prin anumite zone. A mai plouat cam o dată pe săptămână, să zic că a mai plouat așa câte 5 minute, dar nu ploaie cum trebuie. Deci pur și simplu doar de suprafață să șteargă praful de pe pământ și atât. Plantele nu trag apa, cel puțin culturile supraviețuiesc mai mult buruienile. Da, la noi aici în zonă sunt foarte multe animale sălbatice,
sunt inclusiv șacali, foarte mulți iepuri, căprioare mai puțin, că au fost foarte mult vânate excesiv de braconieri, cât un mistreț așa când și când, dar arici și multe animale mici, șerpi și șopârle sunt și sunt inofensive, după cum v-am spus, deci lăsați-le în pace. Dacă nu vă place de moaca lui în curte, nu știu, prindeți-l, puneți-l într-o cutie și duceți-l cât mai departe într-o pădure, chiar și pe unde este apă, prin apropierea apei. Ariciu poate să înoate, să știți că nu se neacă, știe să înoate, deci nu o să mai vină, tati, sperăm. Da. Nu, nu o să-l calce mașina, sperăm să nu-l calce mașina sau tractor, că pe aici mai mult tractoare trec, dar na, n-am vrut să-l duc nici în mijlocul viei. Oricum, sperăm să supraviețuiască, pentru că, na, din ce în ce mai mult noi oamenii distrugem în loc să producem. Și singuri ne vom, noi ca nație, vom dispărea tot datorită nouă. Da, ce a fost tăiat, nu știu ce s-a întâmplat, cu ăștia i-a mai rărit, probabil, au fost prășiți. Da. Auci, am călcat în ceva și m-a gâdilat, m-a picat. Uite, Nicolas, am luat niște zărzărele. Da? Mâncăm și noi zărzărele. Uite, zărzărică, zărzărică. Zărzărele au căzut. A, uite câte au căzut în parte. Uite, zărzărele. Hashtag viața la țară. Ce mai e? Ia uite-le. Au căzut. Foarte bune. Îmi plac acum. Nu sunt perfect coapte. Sunt dulce acrișoare. Sunt micuțe, dar sunt foarte bune. Și aici mai sunt câteva, dar nu sunt coapte. Adică sunt numai zarzări aici. Zarzări, zarzări, zarzări. Corcoduș, corcoduș. Corcoduș, zarzări, iar. Da. Nu e costă? O iau, dar nu e grea. Ce e? Ți-e greu? Perfect că ai luat-o fără să zic eu. E ușoară, ține doar de mâner. Da, uite, cocoduce, vișine. Da, bun. Încheiem video. Ăsta a fost. Ne întoarcem acasă și dacă faceți și voi acest lucru vreodată, dacă găsiți animale sălbatice, chiar vă rog să-mi trimiteți poze cu ele pe Instagram, o poză, o filmare, și încercați să le salvați și să le reabilitați, să le trimiteți, să le duceți la locul lor în natură, sau în cazul în care sunt lovite, duceți-le la un veterinar sau căutați o asociație, cum ar fi Visul Luanei sau cei de la ACDB din județul Vrancea și altele de genul ăsta, dacă sunteți din altă parte a țării. Gata, pa, pa, dragi prieteni!